Dragi prieteni, am spus adesea că există în istoria noastră personaje despre care ar putea fi scrise romane sau face filme. Așa este și eroul nostru de astăzi. Începuturile automobilismului, ale aeronauticii sau ale olimpismului românești sunt legate de numele acestui om care a fost primul european care a mers cu mașina până în Iranul de astăzi. Îl prezint așadar pe George Valentin Bibescu, unul dintre cei mai dinamici români ai tuturor timpurilor. În spatele meu, în Place de la Concorde, din Paris, se află Federația Internațională Automobilistică. Acum 100 de ani și mai bine, George Valentin Bibescu intra aici ca la el acasă. El era președinte și cofondator al Automobil Clubului Român încă din anul 1904. Și poate puțină lume știe că România a fost dintre primele state din lume în care s-au organizat curse de automobil, după Franța, Statele Unite, Germania, Italia și Austria. George Valentin Bibescu s-a născut în aprilie 1880 la București, ca nepot al fostului domnitor al țării românești, Gheorghe Bibescu. Educat în spiritul francofon și francofil al vremii, la vârsta de 25 de ani, tânărul Bibescu devenea un pionier al aviației de la noi, aducând în țară un balon și mai apoi un avion de la Paris. Fondator, cum am văzut, al Clubului Automobilistic Român, Bibescu pleca iarăși la Paris pentru a obține un brevet de pilot de avion și a devenit membrul cu numărul 20 la Aeroclub de France. În anul 1905, românul Bibescu era unul dintre pionierii Federației Aeronautice Internaționale. El și ceilalți entuziaști au încercat să-i găsească un sediu aici la Paris, dar nu a reușit și până la urmă s-au dus în Elveția, la Lausanne. Spre sfârșitul vieții, George Bibescu a fost timp de 11 ani președintele acestei federații, din anii 1930 până în 1941, când deja avioanele dădeau tonul celui de-al doilea război mondial. La o vârstă relativ fragedă de 22 de ani, George Bibescu s-a căsătorit cu Marta Lahovari, ce avea să devină Marta Bibescu, prietena a reginei Maria și scriitoare premiată în Franța. Cei doi nu au avut un mariaj armonios, dar au rămas împreună până la moartea lui George Bibescu în anul 1941. Hotărât lucru, lui George Bibescu i-a plăcut să trăiască în viteză. Pe când automobilele din București se numărau pe degetele de la patru mâini, Bibescu câștiga în septembrie 1904 prima cursă auto de la noi, pe ruta București-Giurgiu și retur. În anul 1905, alături de soție și de câțiva prieteni, George Valentin Bibescu a devenit primul european care a mers cu mașina până în orașul Isfahan, din Iranul de astăzi, plecând din România, din orașul Galați. În anul 1912, după ce a înființat școala de pilotaj de la Cotroceni, George Bibescu a fondat și Liga Aeronautică Română, după model francez. Iar în anul 1914, el a cofondat și Clubul Olimpic Român. Data viitoare, când treceți prin sau pe lângă aeroportul Băneasa din București, nu uitați că fondatorul acestuia în anul 1920 a fost același neobosit George Valentin Bibescu, luând ca model aeroportul din Paris din acea vreme. Iar morala episodului nostru pleacă de la o vorbă din bătrân care spune că bărbatul cu femeie frumoasă stă mai mult pe acasă. E bine, George Valentin Bibescu a negat acest proverb. Marta Bibescu era o femeie foarte frumoasă, dar soțul ei a iubit mai mult motoarele și avioanele. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.